Ministrul Educației Sorin Câmpeanu precizează că pentru anul școlar 2020-2021 sunt suspendate tezele. La finalul semestrului al doilea, mediile pentru toate disciplinile se vor calcula prin rotunjirea medii aritmetice a notelor la cel mai apropiat întreg. Pentru anul școlar 2020-2021 sunt suspendate tezele, lucrările scrise semestriale conform Ordinului de Ministru numărul 5977/2020. În consecință, la finalul semestrului al doilea, mediile pentru toate disciplinele se obțin prin rotunjirea medii aritmetice a notelor la cel mai apropiat întreg. Având în vedere că la acest moment aproape 1 milion de elevi participă la toate activitățile didactice în sistem online și atât timp cât sistemul de învățământ din România nu dispune de platforme de evaluare și examinare dedicate și securizate, relevanța tezelor este mai mult decât discutabilă, a precizat ministrul miercuri seară pe pagina sa de Facebook. Ordinul de ministru numărul 5977/2020 poate fi consultat pe www.tvfăgăraș.ro.